Dragi prieteni, sunteți la Universul la Feminin, ca în fiecare săptămână, ca în fiecare zi de luni, la ora 5. Și iată că astăzi, așa cum am promis, vom vorbi despre o sărbătoare, o sărbătoare dragă tuturor și mie, în mod particular, mi-e dragă această sărbătoare. Așa că m-am gândit să vorbim despre ea. Este sărbătoarea de Tu Bișpat. Și dați-mi voie să însoțesc cele ce voi spune cu câteva imagini frumoase legate de această sărbătoare. Tu Bișvat este o sărbătoare minoră din calendarul evreiesc. Ea începe în cea de-a 15-a zi a lunii evreiești Shvat. Se mai numește și noul an al pomilor. Este momentul plantării și al renașterii tuturor pomilor fructiferi. Este o sărbătoare care arată legătura ancestrală dintre evreu și natură, dintre om și natură. Pentru ecologiști, Tu Bișvatul este o conexiune evreiască străveche și autentică cu probleme ecologice care se leagă cumva de contemporaneitate. Sărbătoarea este privită ca o ocazie potrivită pentru a educa pe tineri cu privire la susținerea tradiției de administrare responsabilă a creației lui Dumnezeu, a naturii. Tu Bișvatul este o oportunitate de a crește gradul de conștientizare și grijă pentru mediu. El se predă în Israel și în școli. Și ce este important este că pretutindeni în acest moment încep să se planteze pomii. Anul acesta, sărbătoarea începe duminica, început aseară, 16 februarie, și se termină astăzi la apusul soarelui. Ce este deosebit anul acesta față de anii trecuți este că este un an al pauzei, al pauzei în ciclul agricol. Anul se numește Shmita. Este un an al pauzei culturilor, pomilor. Acest an intervine la fiecare 7 ani și seamănă cumva cu cea de-a 7-a zi a săptămânii, cea de odihnă. Intră în acest ciclu de 7, al cifrei 7, foarte multe lucruri despre care poate odată vom vorbi, pentru că există o anume ritmicitate legată de acest nume, ritmicitatea naturii și a vieții. În timpul Shmita, pământul este lăsat să se odihnească, oprind orice activitate agricolă, fie plantare sau culegere a roadelor, fie orice altceva. Așa este interzis de legea halahă. Se poate însă folosi o altă tehnică, se pot folosi acele tehnici care țin de perpetuarea speciei respective, cum ar fi irigatul, îngrășarea solului, stropitul, orice poate fi considerat că previne îmbolnăvirea plantelor și care, de asemenea, e considerat că îmbunătățește creșterea plantelor în anii ce vin. Recolta din timpul acestui an de Shmita se lasă să fie culasă de cine trece, de oamenii de pe stradă, de pe drum. Datoriile, de asemenea, în această perioadă se pot anula. Ei, iată, deci că suntem într-un an special și este prima oară când eu vorbesc de această conexiune. Deși în fiecare an am vorbit despre sărbătoarea de Tu Bișvat, încercând să o privesc din mai multe unghiuri, să spunem, și din cel personal, dar și cel comunitar. În vremurile străvechi, Tu Bișvatul era doar o dată din calendar care îi ajuta pe fermierii evrei să stabilească exact când ar trebui să-și ducă la templu fructele din al patrulea an de fructe din copacii recent plantați. Ce daruri de primă rodire a fructelor să ducă! Ia să vedem acum puțin cum arată masa de Seider. Am mai spus că la evrei sărbătorile încep cu o seară înainte, cu masa de Seider. Bineînțeles, la fiecare sărbătoare se pune față de masa albă sau o altă față de masă frumoasă, feluri de mâncare bune, flori, vin și suc. Nu e necesar să aprindem lumânări, dar dacă ne gândim puțin, lumânările parfumate adaugă o notă plăcută și o strălucire festivă sărbătorii, așa că poate e bine să avem lumânări aprinse.
fie o persoană poate să conducă seiderul, așa cum se obișnuiește, recit în fiecare lectură și făcând binecuvântările, care le veți auzi imediat, nu chiar binecuvântările, pentru că acestea se spun în cadrul seiderului, ci modul în care se întâmplă seiderul. Seiderul, de fapt, asta înseamnă ordinea. Ordinea în care se pun pe masă bucatele, se mănâncă bucatele, rugăciunile care le însoțesc și așa mai departe. Acum trebuie să știți că pe măsură ce fiecare bucată de fruct și fiecare ceașcă de vin sunt considerate binecuvântate, acestea pot fi mâncate, respectiv băute, de către toți mesenii. Cu alte cuvinte, întâi se binecuvântează, ca și la creștini, de altfel, la toate religiile monoteiste, și apoi se mănâncă. Din moment ce se credea pe timpuri că migdalii sunt primii dintre toți copacii din Israel care au înflorit, roșcovul era cunoscut și el sub numele de boxer sau pâinea Sfântului Ioan și a devenit tot un fruct popular de mâncat pentru Tubișvat, toate acestea se folosesc în continuare în comunitățile din Israel. Participanții la seider trebuie să știți că beau 4 căni de vin, 4 pahare. Acum nu se dau sfaturi cât de mari să fie paharele, dar bine ar fi să nu fie foarte mari, pentru că o să vedeți de ce. Primul pahar simbolizează iarna și este cu vin alb. Apoi, puțin vin roșu este pus în vinul alb pentru că prevestește venirea primăverii. Apoi vinul este majoritar roșu cu puțin alb pentru că e o primăvară de vreme frumoasă. Și în final tot paharul de vin este roșu pentru că e trecerea din spre primăvară spre vară. Ei, haideți un pic să vedem cam cum este cu fiecare ceasă sau pahar de vin. Vinul alb sau sucul de struguri alb simbolizează iarna și dimensiunea ei, emanația, energia lui Dumnezeu care a infuzat procesul de creație cu viața inițială și se spune o anume rugăciune pe care poate ar fi bine să o și spunem, așa ca o idee, nu o să o repet la fiecare pahar, pentru că fiecare pahar trebuie să știți care rugăciunea lui. Dar iată pentru vinul alb, pentru că este primul. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam borei peri hagafen. În traducere, binecuvântat ești tu, izvorul întregii vieți, creatorul rodului viței de vie. Primul fruct, după ce am vorbit de primul pahar, iată să vorbim despre primul fruct, trebuie să fie un fruct tare la exterior și moale la interior, cum ar fi nucile de cocos sau migdalele pe care le-am menționat mai devreme. Coaja tare simbolizează protecția pe care ne oferă pământul și ne amintește să hrănim puterea și puterea de vindecare a propriului nostru corp. Și la primul fruct se rostește o rugăciune pe care o să o spun de această dată numai în limba română. Binecuvântat ești tu, izvorul întregii vieți, creatorul rodului pământului. Al doilea pahar de vin, sau suc de struguri, pentru cine nu bea vin, este în mare parte alb cu puțin roșu amestecat pentru a simboliza trecerea anotimpurilor și conceptul de formare și naștere adesea asociat cu apa. Și aici este o rugăciune. Binecuvântat ești, izvorul întregii vieți, creatorul rodului viței de vie. Al doilea fruct este, care însoțește al doilea pahar, este moale cu un sâmbure în centru. Pot fi măsline sau curmale sau piersici, caise. Simbolizează puterea de susținere a vieții care emană de pe pământ. Ne amintește de puterea spirituală și emoțională care este în fiecare dintre noi. Se spune, binecuvântat ești tu, izvorul întregii vieți, creatorul rodului pomului. Al treilea pahar de vin este în mare parte roșu,
cu puțin alb amestecat și simbolizează încă o dată schimbarea anotimpurilor și conceptul de beria sau de creație. Și aici se spune, binecuvântat ești tu, izvorul tuturor vieții, creatorul rodului viței de vie. Și așa, spuneam că simbolizează puterea de susținere a vieții. Suntem la al treilea fruct care însoțește al treilea pahar de vin și este un fruct moale, complet comestibil, cum ar fi smochinele, strugurii și stafidele. Acest tip simbolizează omniprezența lui Dumnezeu și propriile noastre legături inexplicabile cu pământul. Aici binecuvântarea este binecuvântat. Ești tu, izvorul întregii vieți, creatorul rodului pomului. Al patrulea pahar de vin este cel roșu. Simbolizează conceptul de foc și ideea că în toate ființele vii se lășluiește o scânteie a lui Dumnezeu. Al patrulea fruct asociat celui de-al patrulea pahar de vin are o piele dură la exterior, dar fructele sunt dulci înăuntru, cum ar fi mango, banane, avocado sau sabra, și simbolizează misterul lumii și studiul nostru despre Tora. Căutăm în mod constant să-i descoperim secretele și suntem hrăniți continuu cu fructele ei. Pe scurt, ce aș vrea să sintetizăm puțin, ar fi multe de sintetizat, dar între timp ați avut și imaginile care vă ajută să pătrundeți, inclusiv, iată, cele patru pahare de vin și cum sunt ele asociate fructelor. Pe scurt, se pot gusta următoarele fructe. Cele cu un umbeliș exterior necomestibil și comestibile în interior, care pot fi de asemenea în afara celor menționate mai sus, pepeni, nuci, rodii, nuci de cocos, citrice, banane. Cele cu un sâmbure comestibil în exterior, dar necomestibile în interior. Curmale, măsline, prune, piersici, mere, avocado, nectarine, pere. Cele care sunt în întregime comestibile, fructe de pădure, smochine, struguri. Iată, am ajuns la sfârșitul micii mele prezentări, pentru că nu vreau să vă răpesc plăcerea și bucuria de a și citi în acest, să spunem, domeniu și de a-l pătrunde, pentru că este frumos. Fiecare sărbătoare, fiecare religie este foarte frumoasă. Vă doresc un tupiș fața mea, adică un an nou al pomilor fericit și ne auzim curând. Vă mulțumesc!